Cel mai bun prieten. În urmă cu câțiva ani, fiul meu, Cristian, m-a întrebat dacă poate să aducă acasă un pui mic de cățel. Era în ajunul Crăciunului și ne gândisem până la primăvară să-l ținem la căldură până trecea frigul. Am stat în cumpănă, că mai aveam o coșeluță numită Linda și nu știam cum se vor acomoda. În fine, i-am zis să-i aducă, sărăcuțul cățel era părăsit de mămica lui. Fiind o familie de iubitori de animale, l-am adoptat și i-am pus numele de Bruno, sperând că vom găsi o familie iubitoare la curte. A trecut iarna, a venit primăvara și toți căutând unde să-l dăm, nu l-au vrut nimeni, fiind ciobănesc german. Ne-am atașat așa de mult de el că nu l-am dat spre adopție. Cea mai mare bucurie a mea era că aveam puiuș de suflet. Amândoi căței s-au acomodat excelent și s-au înțeles bine. Erau iubitori și tare jucăuși. Bruno era ca un ceasornic. În fiecare dimineață ne trezea cu un pupic pe nas, să ne trezim, să mergem la muncă. În fiecare zi, Linda și Bruno ne așteptau cu minți până veneam de la muncă să-i scoatem la plimbare. Mă simțeam fericită că aveam pe ei doi acasă care ne așteptau să ne jucăm cu ei. Anii au trecut cu toate bucuriile și necazurile lor. Amândoi s-au stins din viață, lăsând un gol imens.